Un strigăt pe Nistru, autor Gheorghe Budeanu, fragment. Afară, început să bate clopotele bisericii Sfântul Nicolae și Dragomir s-a grăbit să se pregătească de slujba de utrenie. Înainte de a ieși din chilie, a îngenunchiat în fața icoanei și a rostit cu glas tare rugăciunea sa de dimineață. Doamne, dă-mi să întâmpin cu liniștea sufletească tot ce mi-aduce ziua care începe. Dă-mi să mă predau cu totul voiei tale, Sfinți. În fiecare ceas al acestei zile, povățuiește-mă în toate și ajută-mă. Chiar dacă aș primi necazuri și nenorociri în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu suflet liniștit și cu credință tare, că în toate este voia ta cea sfântă. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăzești-mi gândurile și simțămintele. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu toți frații mei, pe nimeni amărând, pe nimeni întrestând. Doamne, dă-mi puterea să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să răbd și să iert. Amin.